În condițiile în care suntem fruntași în Europa la numărul de morți în accidente rutiere, iar polițiștii cer sancțiuni cât mai dure, parlamentarii sunt din nou pe contrasens. Aceștia au depus un proiect prin care cer ca radarele să fie amplasate în mașini inscripționate, poziționate vizibil și eventual anunțate prin indicatoare de avertizare. Mulți dintre inițiatori au primit amenzi pentru depășirea vitezei sau chiar au rămas fără permis. Cel mai recent accident dintr-o serie neagră s-a petrecut în această dimineață, pe autostrada București-Pitești. O camionetă s-a izbit de două autoturisme. Doi oameni au murit, alți patru au fost răniți. În România, la un milion de locuitori, mor în medie pe șosele 96. DN85. E nevoie de descarcerare. S-a sunat la poliție, 2-3 morți. Cu toate acestea, aleșii aduc iar în dezbatere o lege care a mai fost contestată și care părea uitată. 20 de parlamentari de la toate formațiunile vor ca radarele să fie amplasate doar în mașini inscripționate și poziționate vizibil, eventual semnalizate din timp cu indicatoare de avertizare. Lor li se dă plan, luați 20 de permise și dați 700 de amenzi. Nu, faceți-mă și prevenție, nu stați numai la pândă. Noi nu facem decât pândă. Și eu am greșit și mi-a fost luat permisul din cauza vitezei. De câte ori? Cred că de două ori. Legea nu vine să vă scoată pe dumneavoastră din situații neplăcute? Deci credeți că dacă era mașina inscripționată, nu mă lua radarul? Mă lua! Sunt foarte mulți șoferi care au fost amendați. Eu sunt convins că și polițiști sunt care au fost amendați. Un experiment simplu arată că o mașină de poliție parcată pe marginea drumului îi face pe șofer să apese frâna. În imagini se vede cum viteza crește imediat ce radarul este lăsat în urmă, iar șoferii dau flash-uri ca să se avertizeze unii pe alții. Polițiștii spun că eficiența unui radar fix este de 2 km. După această distanță, șoferii uită iar de reguli. Practic, polițiștii rutieri vor avea un rol de bibelou pe marginea drumului în condițiile în care vor putea folosi doar radare montate pe autoturisme inscripționate. În 2018, Parlamentul a mai votat o lege prin care era interzisă amplasarea radarelor nesemnalizate, dar Curtea Constituțională a respins proiectul. În toată țara sunt cel mult 50 de aparate radar care pot fi amplasate pe mașini. Și dacă ar funcționa toate simultan, acestea ar acoperi doar 2% din drumurile naționale. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.